Bună, dragile mele, dragii mei, am revenit după această scurtă pauză și, așa cum v-am promis înainte de această pauză, o voi ruga pe Corina să ne spună ce ne rezervă anul viitor din punct de vedere numerologic. Într-adevăr, ne putem ghida și în acest fel, după numerologie, pentru că avem vibrația obținută de cifrele, da, din 2023. Însă, dacă îmi permiți, aș spune câteva lucruri și despre 2022. Cumva va continua o bună parte ca și vibrație, cel puțin pentru România. În momentul în care apare o cantitate așa mare de 2, cum remarcăm în anul nostru calendaristic, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce simțim, la nivelul nostru de energie, la relațiile noastre. Și iată că au ieșit la iveală foarte multe relații dezechilibrate, da, foarte multe tensiuni și probleme în relațiile noastre în acest an și începând, de fapt, din 2020. Ceea ce a fost firesc, pentru că în univers ce nu este echilibrat trebuie să dispară, da, trebuie să se echilibreze și asta de multe ori înseamnă o închidere. Spuneam că oamenii nu sunt așa obișnuiți să se conecteze la sufletul lor, să se observe și să întrebe mai des, dar eu cum mă simt, da? Și să accepte această stare, care poate e, nu știu, o tristețe, o dezamăgire, o rușine, o furie, o neiertare. Toate aceste lucruri nebăgate în seamă sunt cumva ca un gunoi pe care noi îl acumulăm în interiorul nostru, care la un moment dat produce ravagii, da? Devine foarte greu de suportat și izbucnim. Dar unde izbucnim? În fața oamenilor dragi, da? În relațiile pe care le avem și în familia noastră. E esențial ca fiecare om să facă un mic efort și să observe mai mult ce simte și să se elibereze, da? Să mai vindece din acele lucruri, să vorbească despre ele. Nu e rușinos. Știu că mulți oameni consideră că dacă vorbești despre ceea ce simți, ești vulnerabil, deci cineva va profita de tine, vei fi călcat în picioare sau eu știu alte lucruri. Nu, din contră, tocmai această vulnerabilitate care ne face autentici înseamnă puterea unui om. Da? El nu mai poate fi atins în momentul în care este autentic și asumat cu ceea ce simte în momentul acela. Deci, orice persoană, că e copil, că e adult, că e senior, are nevoie să aloce puțin timp să-și înțeleagă efectiv trăirile, emoțiile, sentimentele și să se elibereze de cele negative. Pentru că acestea îl blochează pe toate planurile, inclusiv planul financiar, da? Dar cele mai multe probleme se văd deja la nivel de relații și în cadrul familiei. Doiul este o energie feminină și atunci, pentru cei care cunosc mai multe despre principiul feminin, principiul masculin, ne-a făcut și încă mai suntem, da, pe această vibrație a lui 2, să fim un pic pasivi și să reacționăm foarte mult la ce vine către noi, dar să nu simțim că avem forța să alegem noi, da, să fim curajoși, să fim îndrăzneți. Asta cumva se schimbă. În 2023 vom avea alte vibrații masculine de asta dată, care ne pun mai mult în acțiune. Și uite, spuneai tu de liber arbitru sau de puterea fiecărui om de a deschide ce vrea. Eu cred că 2023 va fi un an foarte bun pentru oamenii hotărâți, pentru oamenii curajoși, oamenii care au un plan, oamenii care se educă, care acumulează foarte multă informație, cunoaștere, spuneam că 3 este despre cât de multe știu, oamenii care riscă, care fac lucrurile diferit. Și va fi un an destul de greu pentru oamenii comozi, leneși, ignoranți, care așteaptă ca cineva să le dea direcția, da? Să le spună ce să facă sau efectiv să le dea, pur și simplu, da? Fără ca ei să facă un efort. Nu e ușor să ieșim din zona asta în care ne-am obișnuit, în rutina noastră, în zona de confort, o denumim noi, da? În zona de dezvoltare personală. Însă, acționând așa, un pic non-conformist, un pic riscant, avem toate șansele să progresăm. Și aici eu vorbesc și la nivel individual, dar și la nivel de organizație. Oamenii
un lucru pe care l-a uitat și, uite, vibrația din 2023 îl va scoate la iveală, este acel aspect de joacă, de bucurie, de a trăi fiecare zi, de a descoperi mai mult. Da? Asta este ceea ce ne spune vibrația 3 și 5 pe care le avem la anul și, evident, și 7, cumva să ne reconectăm la acel copil din interiorul nostru care e curios, da? Care pune mâna peste tot, care vrea să descopere, care e prietenos, da? Socializează cu oricine, e optimist. Avem nevoie să ne creăm această stare și atunci vom rezona foarte bine, da? Și vom atrage lucruri frumoase, pentru că acestea sunt vibrațiile lui 2023. Însă, dacă stăm blocați, da? Suntem rigizi, suntem încăpățânați, suntem foarte comozi cumva și zgârciți, da? în lucruri noi, n-are cum să ne fie bine, pentru că suntem cam împotriva vântului, da? Nu se mișcă barca. Deci trebuie curaj, trebuie mai multă inițiativă și acel optimism, da, cumva al copilului, care ne provoacă să descoperim mai mult, să nu mai presupunem că știm totul. Și un lucru foarte important, care posibil, cumva așa ca și vibrație, să ne aducă și ceva suferință, dar suferință necesară pentru evoluția noastră, este nevoia de a ne conecta mai mult la divinitate. În 2023, ca și vibrație generală, vom avea și 7. 7 este cifra spiritualității, numerologie. Asta înseamnă că, vrem nu vrem, avem și această etapă cumva de trecut în viața noastră, de a ieși din lumea materială, de care ne îngrijorăm tot timpul, da? Bani, facturi, bunuri, și a merge un pic și către suflet, da? Și conexiunea noastră cu întregul, cu divinul. Mulți oameni au uitat sau au dat deoparte cu totul, da? S-au afundat în problemele de zi cu zi. Însă liniștea sufletească de acolo vine. Și la anul cred că vom avea și acest test cumva, sau să zicem această experiență în care vom fi provocați să căutăm mai mult și lumea spirituală, să ne căutăm mai mult sufletul și să vedem ce e acolo, da? Ce își dorește sufletul nostru. Să ne căutăm un pic mai mult sensul. Asta în timp ce, evident, ne bucurăm de viața de zi cu zi, de familia noastră și de realizările noastre materiale. A căuta un pic în lumea spirituală nu înseamnă a fi neglijenți în plan material, da? Sau a nu te păsa de joburi sau de facturi, nicicum. Doar înseamnă să facem toate aceste lucruri având liniște sufletească și fiind cu adevărat conectați unii la alții și la întreg. Să nu uităm de sursă. Din păcate, uităm și văd mulți oameni care au uitat. Atunci, prin suferință, prin diverse cumpene, ne mai trezim, da? Și către lasta divină. Știi cum se spune că viața până la urmă sau Dumnezeu ne arată o cale. Dacă depinde doar de noi dacă vrem să o urmăm sau nu. Mai devreme sau mai târziu tot o să o vedem, știi? Tot o să o urmăm. Îmi place foarte mult și recomand toate cărțile domnului profesor Dulcan, care, uite, într-un interviu a fost întrebat, domnul, da, de ce unora li se dă atâtea necazuri și mai grele și mai... Adică și pe sănătate, și pe familie, și financiare, din necaz în necaz. Și râzând și dumneavoastră a zis, păi dacă rezistența e mare, adică dacă nu vrei să înțelegi, ți se dă până când te trezești. Of, știi cum, toți căutăm un vinovat pentru tot ceea ce ni se întâmplă în afara noastră. Da. Acum putem da vina și pe numere, până acum dădeam pe Dumnezeu, pe zei, pe astre. Acum, spune-ne, cifrele nu ne-au ajutat. Știi cum se spune chestia asta? Cifrele doar ne interpretează o situație și ne folosesc, cum spuneam, ca o hartă, ca un ghid. Nu din cauza cifrelor din data de naștere n-am avut noi succes și nu suntem miliardari. Nu. Ci pentru că nu am folosit talentul, da? Prin cifre vedem un pic mai mult, da? Mai multă informație, dar tot de noi depinde să o punem în practică. Deci, ca să lămurim, în cifre nu scrie dacă vom fi sau nu
milionari, nu? Dar în schimb scrie cum putem ajunge, care ne este acel, acel talent pe care îl putem folosi. Pentru că unii pot face bani prin afaceri, unii pot fi medici foarte buni, alții pot fi lideri spirituali, cine știe, fiecare e cu un talent. Fiecare om, da, are un talent al său, mai multe, da, abilități prin care reușește. Și cifrele, da, ne dau această claritate, această matriță, cum spuneam, și această ghidare, da, să avem GPS-ul, însă nu face nimeni nimic în locul nostru, da? Dacă nu ne ridicăm din pat și nu ne antrenăm zi de zi, milionul n-are cum să vină și nici să dăm deoparte, să zicem, da, banii, nu știu, relații, da? Foarte mulți oameni suferă că nu au o relație frumoasă, da? Inclusiv a crea o relație înseamnă un efort de zi cu zi, de a te menține în echilibru, de a dărui, de a primi și de a face echipă cu celălalt. Și aici, dacă nu suntem mai conștienți, dar nu ne creștem nivelul de conștientizare, greu să avem șanse la o relație frumoasă. Deci cifrele ne ghidează, ne sunt un suport extraordinar, dar nu din cauza lor, nu ne merg lucrurile sau n-am obținut noi ceva. Depinde mult de cât de conștienți suntem și acționăm zi de zi. Of, pentru unii să știi că ai dat o veste rea. Pentru unii acest vibrația numerelor putea să reprezinte o scuză. Dar eu chiar cred că, până la urmă, suntem singurii vinovați sau nevinovați sau responsabili, să spunem, nu neapărat să avem o vină, de fericirea și de viața noastră. Suntem co-creatori, da, în viața noastră. Cu toți avem o sămânță, o scânteie de Dumnezeu în interiorul nostru. Sigur că sunt foarte multe lucruri pe care doar le descoperim și le acceptăm și le trăim, dar sunt foarte multe lucruri care depind de noi. De asta să nu uităm că suntem acești co-creatori în viața noastră. Și rămânând practic curioși, cum spuneam, de această vibrație 3, ca un copil care el nu presupune că știe și vrea să descopere și pune întrebări, avem șanse să evoluăm foarte frumos. Dar readucându-ne aminte de acea stare, da, de curiozitate și optimism, cumva. Știi cum? E simplu de spus, dar... Da? Când unii văd că prețurile cresc în continuu și poate ceea ce spuneai tu, eu am văzut-o exact proiectată poate în ceea ce se spune că va fi o criză sau deja a început această criză, dar are total sens ceea ce ai spus, pentru că criza până la urmă foarte mulți oameni și din cei mai inteligenți și din cei mai înalți spirituali, orice criză, până la urmă, o definesc ca fiind, de fapt, plină de oportunități. Cum putem să deschidem ochii, să deschidem mintea, să ne deschidem pe noi pentru a vedea aceste oportunități? Cum crezi că putem face? În primul rând, să ieșim din starea asta de victimă. Aoleu, vine criza, eu iară sunt o victimă. În orice se întâmplă în lumea aceasta, există o parte pozitivă și una negativă, da? Lumină, întuneric, yin și yang. Pentru cunoscători. Deci, unde apare o amenințare, o criză, apare și o oportunitate. Asta este lege în univers, da? Dacă știm legile și principiile universului, nu ne mai speriem. Sigur că dacă am acceptat asta, că, mă, ok, este o criză pe partea asta, uite ce pierd, care sunt amenințările, nu mă mai lupt și nu mai pierd energie văicărindu-mă și victimizându-mă, s-ar putea să mi se arate oportunitățile sau să văd, da, ce pot eu crea altceva. Sigur că multe afaceri sunt amenințate, sigur că dispar tot felul de activități, dar noi, rămânând activi, rămânând curioși, învățând mereu lucruri noi, da, socializând, fiind conectați la oameni, este imposibil să nu găsim și alte căi prin care să ne câștigăm banii necesari. Problema este că rămânem blocați, da? Suntem foarte rigizi. Dacă am făcut finanțe bănci, înseamnă că eu toată viața doar în bancă trebuia să lucrez. Ei bine, sunt atâtea șanse, da? Am învățat și un pic de marketing, am învățat și comunicare, am învățat antreprenoriat. Și mi s-au deschis o mare de oportunități.
dar a trebuit, într-adevăr, să nu rămân la ceea ce studiasem. Asta dacă e să vorbim de educație. Mulți oameni nu mai fac eforturi după ce au terminat o școală să mai învețe ceva, să se mai dezvolte. Mulți oameni, într-un an de zile, nu cunosc două persoane noi, rămân la același cerc de prieteni și familie. Păi pe unde să vină oportunitățile, nu? Dacă eu nu mă expun la alți oameni cu alte mentalități, nu? Cu alte perspective. Deci dacă noi rămânem activi, da? Și conectați unii la alții, nu trebuie să iubim pe toți, să ne placă, da? Dar să ne vedem interesul, da? Dacă tu ai niște informații dintr-un domeniu, e favorabil mie să te cunosc, uite, să vorbesc cu tine, pentru că poate îmi dai și mie o idee și găsesc o oportunitate, da? Dar, repet, trebuie să ieșim din carapacea asta în care stăm, cu stres, cu frică, să ne conectăm la alți oameni, alte idei, alte perspective, alte informații și vom găsi soluții chiar dacă ceva se închide, da? Ceva e amenințat, pentru că da, crizele vin, ciclic, e firesc să vină, dar apar alte soluții, însă noi trebuie să rămânem activi și curioși și dornici să vedem alte căi. Problema celor care suferă este că rămân rigizi, rămân încăpățânați și nu dau voie la altceva. Aici să știi că am văzut foarte multe persoane, cel puțin în ultimul timp, care rămân în această zonă a suferinței. Și am găsit o chestie foarte interesantă și tot o spun inclusiv celor cu care lucrez. Durerea se întâmplă, da? Deci este normal să se întâmple. Dar de obicei această durere nu durează foarte mult timp. În schimb, suferința este o alegere a noastră. Noi alegem cât să suferim după acea durere. De multe ori, sau de cele mai multe ori, durerea pleacă, trece, dar suferința, noi hotărâm că vrem să suferim în continuare. Devine o zonă de confort. Uite, exact, că putem vorbi o obișnuință. M-am obișnuit să stau cu supărarea asta, cu tristețea asta și uite că vorbeam de planul spiritual. Sunt oameni care se consideră foarte conectați și spirituali, dar ei nu au iertat lucruri spuse, greșeli făcute. Ce vorbim? Dacă noi nu iertăm, da? Deci nu lăsăm acea suferință să se elibereze, cum să putem progresa? E firesc să apară schimbarea, orice formă de schimbare, cum este și criza, de fapt e o schimbare, da? Trebuie să ne readaptăm, e o formă de durere, da? Renunțăm la ceva ca să vină ceva nou. De asta am spus, primul pas, acceptăm și redevenim copii, da? Redevenim dornici de noi începuturi și oportunitățile se arată. Însă, efortul acesta este să acceptăm că nu știm totul, să ne conectăm la oameni, să dăruim și noi ce știm, să primim și de la alții și să vrem să facem echipă. Mai spun un lucru legat de doi, uite că mi-am amintit acum vibrația anului. Doiul este foarte important. Doiul înseamnă echipă. Cât de mulți oameni fac cu adevărat echipă, cât de multe parteneriate solide, colaborări frumoase cunoști. Puține. De ce? Pentru că oamenii s-au distanțat. Dar tocmai oportunitățile sunt când suntem împreună. Avem mai multă forță, da? Avem mai multă creativitate. Și atunci aici este efortul ca să nu fim afectați de crize. Ele vor fi, vor veni ciclic. Totul se întâmplă ciclic ca și în natură, da? Toamna va veni la un moment dat, așa și criza vine. Însă dacă noi rămânem conectați, rămânem împreună, vom reuși să depășim. Însă dezbinați, însingurați așa și supărați, suspicioși, răutăcioși și neiertători, vom suferi foarte tare și vom rămâne în starea asta de victimă. Corina, pentru că ne apropiem de final, vreau să te rog să ne spui unde te pot găsi cei care doresc să continue această discuție cu tine și ce programe ai în dezvoltare, ce ne poți oferi. Mă pot găsi ușor. Uite că criza dată de pandemie cumva a adus oportunitatea să fim mai vizibili online și să creăm mai multe lucruri online și mă pot găsi pe site-ul meu corinastratulat.ro. Acolo sunt multe informații și video și texte
Fac foarte multe programe, atât pentru persoane fizice, pentru femei, pentru mămici care vor uite să-și cunoască copiii. Sunt materiale pe care le-am creat cu interpretarea anumitor cifre, uite cum este cifra destinului, că vorbeam la început de destin. Cu toții avem o anumită cifra destinului, care interpretată deja ne dă soluții, da? Ne dă mai multă claritate în alegeri. Și de asemenea îmi place să fac foarte multe programe pentru echipe, pentru firme, da? Pentru zona de corporate, pentru a atinge într-adevăr ceea ce își propun. Sunt informații pe site-ul meu, corinastratula.ro, pe Instagram, pe YouTube. Trebuie doar să caute după nume și mă vor găsi. Vreau să-ți mulțumesc pentru toate informațiile pe care ni le-ai oferit. Recunosc că încă este o știință, o artă nouă pentru mine, dar să știi că multe lucruri încep să se lege. Aveam întrebări fără răspunsuri și iată că tu poate mi-ai oferit astăzi, am conștientizat, nu voi spune ce, vă las pe voi să vedeți eventual ce ați conștientizat și voi. Vreau să-ți mulțumesc încă o dată și cu siguranță ne vom mai revedea și la alte emisiuni. Cu mare drag și multă inspirație și curiozitate celor care ne-au urmărit pentru tot ce vine de acum încolo. Dragile mele, dragii mei, vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și ne revedem data viitoare. Toate cele bune!